Începând cu data de 19 februarie, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Turcia și cu buletine de identitate valabile, inclusiv cele biometrice, conform protocolului de modificare a acordului interguvernamental privind abolirea reciprocă a vizelor cu Republica Turcia, încheiată la 17 octombrie 2018, intrat la 19 februarie 2019 în vigoare, posesorii documentelor susmenționate sunt scutiți de obligativitatea de unei vize pentru a intra, ieși, tranzita sau rămâne temporar pe teritoriul Turciei până la 90 de zile de cursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerarea ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de ședere. Ministerul de Externe de la Chișinău atrage atenția că cetățenii Republicii Moldova care vor călători către state terțe utilizând teritoriul Turciei ca țară de tranzit urmează să se informeze asupra regimului de călătorie aplicabil cetățenilor moldoveni pentru țara de destinație finală și să posede documentele necesare pentru trecerea controlului la frontieră.